Vă salut și bine ați venit pe canalul meu la o nouă recenzie, o recenzie dedicată astăzi casei Floraicu. Au trecut peste 6 luni sau aproximativ 6 luni de la ultima recenzie pentru această casă, cred că s-a întâmplat undeva în luna martie, astfel că m-am gândit să revizitez setul meu Discovery cu parfumuri Floraicu și m-am oprit la un parfum apărut în 2017 și creat de către parfumierul care colaborează și cu cei de la Memo Paris, respectiv Alienor Masene. Un parfum de categorie floral gurmandă, dacă este să îl încadrez, pentru că cel puțin eu percep o doză foarte, foarte gurmandă în acest parfum, transmis în special de către fructele de coacăze. Din punctul de vedere al compoziției, să știți că parfumul nu este complicat, sunt doar trei note mari și late sau cel puțin acestea sunt menționate pe site-urile de specialitate, respectiv avem absolut de coacăze, flori de cireș, respectiv floare de moscalb. Cu siguranță că în parfum vor fi și alte note, însă la felul cum este omogenizat, nu se percep, percepția fiind mai degrabă orientată către zona aceasta de coacăze și note florale. Un parfum care de la bun început vă spun nu mi se adresează mie, se adresează mai degrabă doamnelor sau domnișoarelor pentru care orientare foarte, foarte feminină. L-am purtat, cred că l-am testat aproximativ 10 zile intercalat sau disparat așa, azi da, peste 3 zile iară și tot așa. Și pot să îmi dau cu părerea în ceea ce îl privește. Deci este un parfum cu o doză foarte mare de feminitate, este orientat feminin chiar dacă este catalogat unisex, un parfum de tip gurman floral, un parfum care mi-a făcut plăcere să-l experimentez, să-l testez, însă nu l-aș purta sau nu m-aș vedea purtându-l în viața de zi cu zi constant sau eventual să-l am în colecție. Deci acest parfum este dedicat cu siguranță doamnelor sau domnișoarelor. Un parfum care trebuie să vă zic că miroase destul de intrigant, cel puțin pentru perioada de testare, cât timp l-am testat, vreo 2-3 zile până m-am obișnuit cu acest parfum, pentru că nu sunt obișnuit cu dulceața aceasta generată de către coacăzele negre. Are o tentă mai degrabă siropoasă, peste care vine și o doză de flori de cireșe, deci totul este amplificat, este îndulcit, dar îl face foarte plăcut. Este o experiență destul de nouă pentru mine la acest capitol să port și să încerc să evaluez un parfum care are o tentă diferită de tot ceea ce am mai încercat până în acest moment și cât de cât am mai testat câte ceva. Deci este un parfum care miroase total diferit de ceea ce am mai avut, am testat și cred că nu știu dacă voi mai întâlni ceva de genul acesta. Posibil, dar deocamdată nu mă hazardez să zic că va mai exista ceva asemănător. Un parfum care m-aș putea închipui că ar încerca să reprezinte faptul că te afli într-o zonă naturală, undeva într-un peisaj cât de cât natural, undeva unde sunt copaci de cireș, în special în momentul când se face tranziția de la primăvară la vară, florile de cireș încep să cadă și apar fructele de cireș și în același timp apar și fructele de coacăze. Deci poate la genul acesta de peisaj, de imaginar m-aș putea gândi atunci când miros acest parfum, în special în zona Japoniei, pentru că parfumul face legătura cu anumite strofe sau versete din poezii sau poeme japoneze, așa cum sunt ele cunoscute, haiku, dar pentru mai multe informații puteți intra sau accesa site-ul, era să zic Memo, site-ul Floraicu. Floraicu este de fapt sub umbrela Memo, deci n-am greșit. Deci accesa site-ul Floraicu, acolo veți găsi multe informații despre povestea sau poveștile din spatele parfumului sau parfumurilor, ideile, conceptele și către ce zonă se orientează. Parfumul se numește I See the Clouds Go By. Bineînțeles că face referire la unul din poemele haiku. Un parfum care îl văd foarte potrivit, în special pentru perioadele de tranziție. Este un parfum care se pretează de la tranziția primăverii către vară și de la vară la toamnă. Nu-l pot vedea un parfum de timp foarte cald, pentru că miroase destul de siropos, miroase destul de dens, de dulce
Și genul acesta de parfumuri, în orice caz, când e cald afară, să te dai și cu ceva super dulce, eventual vei atrage albinuțele, dar probabil că starea pe care o vei resimți nu va fi una din cele mai plăcute. Deci, temperaturi moderate cred că ar fi cel mai indicat pentru acest parfum. Este un parfum liniar. Ceea ce simt eu în baza parfumului se va resimți și în deschidere, diferența fiind amplitudinea notelor și potența lor. Din punctul de vedere al compoziției, am lămurit-o. Haideți să vă spun și ceea ce se întâmplă cu parfumul în deschidere și în bază. Am spus, e liniar, însă am aplicat pe mâna dreaptă aproximativ acum 3 ore. Am să aplic și pe stripul de hârtie, dar înainte de toate, haideți să vă spun ceea ce simt la 3 ore de la aplicare. Deci este o senzație de tip sirop cu un puseu floral dinspre cireșe. Deci e o combinație flori de cireșe, coacăze negre, siropos, dulce, foarte dens, foarte întunecat. Chiar dacă miroase gurmand, senzația pe care mi-o transmite este de întuneric, de obscuritate, de umbră. Ceea ce este foarte interesant la acest parfum, mai ales că de obicei în parfumurile gurmande sau gurmand florale, senzația este mai degrabă de culoare, de lumină și nici de cum de obscuritate, de umbră. Dar acest parfum încearcă să transmită și senzația generată de trecerea norilor, umbra eventual arborului de cireș, coacăze, deci ești într-o zonă destul de vegetală și destul de întunecată ca senzație. Haideți să aplic și pe stripul de hârtie să vă explic un pic ce simt în deschidere, cu toate că v-am zis că e liniar, ceea ce simt în bază simt și în deschidere. În deschidere se simte mai degrabă nota de floare de cireș, iar coacăzele sunt undeva în fundal. Deci în deschidere nota florală este mult mai prominentă, mult mai plină de rezoluție, de claritate. Miroase chiar foarte fain în deschidere. Și se simte și ceva note florale diferite de mosc, diferite de cireșe. Deci în acest parfum mai sunt și alte note florale cu siguranță. Miroase foarte, foarte plăcut, în comparație cu baza unde această senzație foarte clară din deschidere va fi mai estompată și va încerca să treacă în zona aceasta semifluidă, generată de către combinația coacăzelor negre cu florile de cireș. Foarte, foarte bine miroase în deschidere. Din punctul de vedere al performanței, acest parfum în cazul meu nu performează strălucit. Deci longevitatea se duce undeva la maxim 5 ore cu indulgență, o extensie către 6 ore. Proiecția este foarte bună pentru primele 60 de minute, după aceea are o cădere la nivelul pielii și se va resimți doar la nivelul pielii pentru întreaga durată de viață până la intervalul de 5, maxim 6 ore. Este un parfum de vreme temperat rece, un parfum unisex feminin, ca să fiu mai explicit, un parfum de tip casual până la o ținută semi-formală pentru doamne sau domnișoare. Este un parfum care miroase plăcut, este un parfum care înainte de toate trebuie să fii genul care să fii pasionat de combinația aceasta gurmand-florală, pentru că am impresia că nu va fi chiar ceva pe placul multora, dar trebuie încercat. Vine într-o singură cantitate, 50 de mililitri, la un preț de 255 de euro, deci este un parfum destul de scump dacă mă raportez la cantitate. Deci cei care sunteți foarte, foarte atrași de prezentarea parfumurilor Floraicu neapărat trebuie testate, pentru că nu tot ceea ce arată foarte bine în ambalaj va fi și plăcut din punctul de vedere al senzații sau experiențe olfactive. Este un parfum care, din punctul meu de vedere, merită nota 8,5. Am văzut că este foarte downgradat din punctul de vedere al notelor pe care le-a primit acest parfum, însă miroase destul de atipic și unic pentru genul acesta de parfum. Așa cum am spus, eu nu m-am întâlnit cu această combinație în parfumerie. Bineînțeles, n-am testat nici foarte multe parfumuri feminine, deci experiența mea se rezumă la cele unisex, respectiv masculine. E posibil ca în parfumeria etichetată sau marketată de damă să existe combinații care se duc în această zonă floral-gurmandă, combinație flori de cireș, coacăze negre. Dar din tot ceea ce am testat, repet, nu m-am întâlnit cu așa ceva. Deci nota 8,5, consider că parfumul își merită mai multă atenție sau și-ar merita mai multă atenție, pentru că e totuși un parfum suficient de atrăgător pentru categoria lui.
Nu este genul meu, dar asta nu înseamnă că dacă nu e pe gustul meu, parfumul nu e bun sau nu merită testat de către voi ceilalți. Toată recomandarea mea să testați acest parfum de la Floraicu, I See The Clouds Go By, un parfum suficient de intrigant și de polarizant, astfel încât chiar vă recomand să-l testați, conștient fiind că nu va fi chiar pe placul oricui sau că nu va fi cel mai cel parfum, dar merită testat cel puțin. Acestea fiind spuse, ca întotdeauna, dacă aveți experiență cu acest parfum sau impresii legate de el, nu uitați să le puneți în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc că ați urmărit acest clip, iar până data viitoare vă doresc toate cele bune. Încercați să vă integrați în atmosfera niponă prin intermediul lui Floraicu, I See The Clouds Go By, și până data viitoare să ne auzim cu bine.